Da, dar iată, eu m-am uitat un pic pe testele iar de la Grânceanu și am mai văzut niște probleme care nu mai știu. Știi să faci, nu știi. Tu vrei numai din culegerea aia și gata. Deci, haideți să încercăm, dar ia să vedem și altceva. Ce am sesizat la tine o slăbiciune este aceea cu dacă le grupăm câte doi, punem câte doi în bancă, rămân exact atâtea bănci goale. Păi, asta e rău, dar dacă într-o seară se așează câte doi în bancă. Dacă într-o seară se așează câte doi elevi într-o bancă, rămân 10 elevi în picioare. Dacă se așează câte 4 elevi într-o bancă, rămân 5 bănci preocupate. Să se afle câte bănci și câți elevi sunt. Bun. Deci, într-o sală de clasă... Se așează câte doi elevi într-o bancă. Câte doi elevi într-o bancă. Adică, clasa, să notăm cu C, de exemplu. Da. Clasa. Dacă doi elevi într-o bancă... Nu, 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 vreau clasa, adică clasa, vorbesc clasa, C. Spunem că C, doi elevi, să spunem, în loc să scriem doi elevi, doi V, doi E, mă spuneți. Doi elevi. Elevi. Eu chiar am să fac așa. Eu am să figurez Daria într-un segment și cu două liniuțe pun cei doi elevi. Da? Rămân 10 în picioare, dacă stau da? Câte 2. 2. O altă bancă, iar 2 elevi. O altă bancă, iar 2 elevi. Eu uite la domnul profesor cum faci. Da? Păi asta fac și eu. Așa. Și așa mai departe, nu știu câte bani sunt. Dar în mod sigur, ultima bancă de aici va avea 2 elevi și 10 elevi... Rămân în picioare. 10 elevi rămân în picioare. Adică n-ar mai trebui 5 bănci dacă ar stea câte 2. Ca să completăm, da? Da, n-ar mai trebui 5 bănci. Așa, dacă stau câte 4 elevi într-o bancă. Câte 4? Așa, într-o bancă rămân 5 bănci neocupate. Adică pentru stat ne-ar fi trebuit încă 20 de elevi dacă ar fi 4 într-o bancă. De 20 de elevi? Dacă ar fi 4. Că rămân 5 bănci neocupate, zice. Deci dacă îi punem câte 4 într-o bancă, atunci rămân 5 bănci neocupate. Deci în situația a doua, rămâne banca asta liberă, mai rămâne încă una liberă, încă una liberă, da, Daria? Și încă una liberă. Câte am spus 5. Că rămân? 5 bănci, da? 1, 2, 3, 4, 5 bănci libere. Da. Deci noi dacă stați să uitați o asemănare. Și acum, Daria, hai, te rog, cât timp te aștept. Mă gândeam la o asemănare, că dacă ar sta câte 2, n-ar mai trebui 10 elevi. Dar dacă ar sta câte 4, n-ar trebui 20 de elevi, adică dacă 20 de elevi. Hai să completăm ca la picioare, acolo, la găini și la păi iepuri. Da, păi stau câte da. Doi elevi în bancă, domnul profesor. Dar noi nu avem câți elevi sunt. Păi hai să vedem. Să facem când stau câte doi, 10 rămân în picioare. Dar da, dacă îi punem... Un pic. Dar hai să pătrunim o problemă. Corect. Deci, uite, vezi, am pus câte doi. Da. Și 10 elevi erau liberi. Nu, rămân în picioare. Înțeles. Acum, pun câte... 4. 4. Adică pe ăștia din picioare încep să-i bag. A, pentru că dacă n-ar mai trebui 5 bănci, dacă ar fi 10 elevi lăsați. Dacă ar fi 4, n-ar mai trebui 5 bănci, adică cei 10 elevi. Deci încep să pun în bănci, urmărești, mă, aceia care le iau în picioare, da? A, adică încep să pun cele 5 bănci. Iau 2 elevi, pun în prima bancă, am făcut deci, 4. Din cei 10, din cei 10, voi completa câte bănci? 5. 5 bănci, da? Da. Deci, Daria, 1, 2,
Hai să fac eu cu ăștia doi care îi pun cu alte cu. Dar câte două, câte două îi dăm profesorului? Păi uite, de patru în a doua fază. Acum asta, a doua fază. Dar câte două, pentru că sunt 10. Uite, cei doi care erau, Daria, cei uite doi care erau, da? Și ăștia care îi pun cu cealaltă culoare sunt cei din ăștia care stau în picioare. Deci câte bănci voi completa, Daria? 5. Una, două, trei, patru, cinci. Da? În momentul de față, Mavrul, el e care se stă în picioare, Daria. Dacă i-am pus câte nu, patru, mai am completat cinci cu câte patru. Ce spune autorul? Continuând. Autorul ne spune așa, deci, dacă se așează câte patru elevi într-o bancă, rămân cinci bănci neocupate. Adică acele cinci bănci unde trebuiau să stea ei. Unde erau ei. Da, unde înainte, erau ei, dar s-au... Îi ridic da. Acum și mai completez câți elevi? Și mai completez. Câte bănci? Deci cinci să... mai completez. Asta e, Daria. Deci, atenție mult, că aici... Și acum te poți apropia de problemă? Da. Cam câți elevi, câte bănci sunt în... În clasă și câți elevi? Cred că ar fi 15 bănci, pentru că... Deocamdată ce fac eu acum? Vreau să termin povestea cu cei care... Pentru că am gândit cele 5 bănci, dacă le punem, care ne dă acela 20, minus cele 5 bănci care acum noi le-am pus mai mult pentru că elevii aceia care mai 10 care stau în picioare. Deci pentru 2, că elevii 4, care stau în picioare sau am completat cei 5. Da, și ar fi cred că 15 bănci, domn profesor. Da. 10 da. Elevi. 10 elevi din cei în picioare. Deci, ce am făcut? Daria, cei 10 elevi, cei 10 elevi, i-am pus aici, am repartizat. Uite la domn profesor. Da, mă, ui. Că n-ai înțeles. Am înțeles. Eu știu, e altă figură când tu ești atent. Ea e obosită că vine de la azi dimineață de la 8 și direct fășe la engleză și a venit și aici. Și un pic e obosită. Dar totuși, fii atent. Deci noi facem acum efortul împreună și vezi că te intri în problemă foarte repede, da? Deci, Daria, pe cei 10, ca să te am în picioare, i-am luat câte 2, câte 2, câte 2 și am completat câte bănci. 5 bănci, da? Mi-ai spus foarte clar. Sunt 5 bănci. Și acum sunt cele 5 bănci cu câte 4 copii. Da. Eu continui să mai adaug, deci, să completez din cei care mi-au rămas bănci goale. La sfârșit mi-au rămas 5 bănci goale. Acele 5 bănci nu le spuneau ei. Câți elevi erau? Erau câte 2. Erau câte 2 elevi, da? Da. Și acum, fiindcă au rămas goale, din ce motiv? Că pe aceea 2, 2, 2, 2, 2, adică încă 10. Am mai adăugat 2. Deci, adică s-au mai adăugat încă... Nu, pe cei 10 am luat și îi pun în partea asta altă. A, încă da cele 5 bănci. Încă alte 5 bănci. Încă alte 5 bănci. A, deci s-au mai adăugat bănci. Nu. Sau... Nu. Ele erau câte 2, da? Da. Câte 2. Dar nu știu câte bănci erau. Da. Destul de multe, probabil. Da. Când au fost numai câte 2 puși în bancă, 10 elevi au rămas în picioare. Da. Când a venit și am pus 4. Da. Au rămas 5 bănci neocupate. Alea neocupate înseamnă că elevii aceia care stăteau câte 2 am luat și am pus în față. Da, am înțeles. Da? Am înțeles. Deci, practic, acum eu la distribuții 10 ăia, nu? Eu le aveam încă. Păi sigur, erau ocupate cu elevi. Și cele 10 elevi din picioare și 10 care iau de aici că rămân goale... Da, le-am pus în băncile din... Fac da. În total 20 de elevi. Da, 20. 20 de elevi care mă vor permite mie să completez 10 bănci. Eu pun în fiecare bancă da, câte 2. 10 bănci de 4 elevi. De 4 elevi. Asta este.
Deci eu am avut aici 5 și acum mai completez. Încă una, 3, 4, 5. Păi dacă sunt 10 bănci de 4 elevi, atunci 10 bănci de 2 elevi vor fi... Deci... Aceleași. Câte bănci sunt acum cu 4 elevi? Ce rog să spun? 10. 10 bănci. Deci câți elevi sunt în... în clasă? 40 de elevi, corect. Și bănci? 10. Aba, nu stați. 10 și cine? Nu sunt acelea 5. 15. Asta e la ea. Gata. 10 și 15. Mai facem o dată raționament și trebuie să prindem mecanismul problemei. Corect. Dacă prindem mecanismul, facem și noi cum se compune. Deci până când nu ajunge să compunem noi probleme, nu sunt cu, sunt convins că încă n-am înțeles-o. Abia când înțelegem bine, da? Și compunem probleme, atunci nu cabe nicio îndoială. Nu sunt plăcerea în pic, dar mai da, dat. Insistăm aici, nu? Da. Dar eu. Deci în clasă sunt elevi și bănci. S-au pus câte 2. Câte 2. Rămân un număr de copii. Atenție! Aceia care rămân în picioare, eu trebuie să-i pun... în față, pentru că ca să ai mașinile să stea. Da? Și să-i pun... Acum, îi adaug lângă ceilalți. Da. Da? Dacă pun câte 2... Dacă pun câte 2, nu mai trebuie să... adică... Mai atenție! Dacă pun câte 4, da. Mai trebuie să adaug câte 2. Mai trebuie să adaug câte 2, dar dacă pun câte 2... Ei sunt câte 2 repartizați în picioare. Da. Deci eu trebuie să spun de acum, fie câte 3, fie câte 4, da? Copii în bancă. Și acum, îndată mă gândesc așa, mai adaug la cei 2 care stau de așa, încă 1 sau 2 sau 3 câte mai adaugat. Da. Din care întâi și întâi? Din cei care stăteau în picioare. Da. Pe toți trebuie să-i repartizez lângă ceilalți. Da. Și îndată spun așa, cum adaug câte 2, înseamnă că voi completa numai 5 bănci cu câte 4, pentru că 10 împărțit la 2, da, înseamnă 5 bănci. Da. Și cu asta am clar că primele 5 bănci sunt câte 4. Și cum îmi spune, încă un mesaj îl primesc. Rămân, după repartiția asta, 5 bănci goale. I-am luat pe aia care erau câte 2 din bănci, din prima distribuție, i-am luat pe aceia, câți ar fi fost copiii, dacă au rămas 5 goale? Dacă nu mai zici goale, iar 10 copii. Da, pentru că stăteau câte... Sus, 2 din bănci. Da, sus. Pentru că stăteau câte 2 și atunci... Da, dacă au rămas, dacă erau, dacă noi aveam 10 bănci, a câte bani? Da. Deci, încă cei 10 elevi, i-am repartizat în alte 5 bănci. Da, care erau câte 2. Și am ajuns să am peste tot câte 4. Da. Da? Da. Și felul ăsta, am clar... 10 bănci de 4 și 5 libere. Și 5 libere. Total 15 bănci. Da, 15 bănci și 40 de elevi în clasă. Corect. Și dacă trebuie algebric să o facă și nu cu desen? Păi da. Că aici e algebric, da. Nu e cu desen. Atunci scriem algebric ce am făcut prin desene. Notăm cu X numărul de da, să spunem, Y numărul... Deci, stați puțin, domn profesor. De exemplu, să spunem, uitați așa. X, da, hai să spunem X. Egal cu câte 2 elevi într-o bancă. Nu, X ce să fie? Nu, X mă gândeam numărul... Și Y numărul băcilor, dacă trebuie să plecăm. Vreau să spunem că X, adică numărul de elevi, egal cu 2, dacă stau 2 într-o bancă. Păi, gândim adică după 2 aceea. Adică 2B, dacă punem așa, plus... Cei 10 care au rămas fără. Nu e important să ne zicem ce ne se cere în problemă să aflăm.
numărul elevilor și numărul băncilor. Notăm cu X numărul elevilor și cu Y numărul băncilor. Ia să vedem. Notăm. Cu X numărul elevilor. Și notăm cu Y. Notăm. Y. Numărul băncilor. Și acum vă citesc problema, nu? Da. Dacă într-o sală se așează câte 2 elevi într-o bancă, rămân 10 elevi în picioare. Cum adică se notăm? X. Mă gândesc acum la elevi. Da. 2. 2 într-o bancă. 2 B, să spunem. Dar nu-i băgăm astea. Dacă stau doi, să notez că... Y, bănci. Da, așa, deci la Y. Așa, 2Y. 2, 2, 2B, adică 2Y. 2Y, da. Eu mă gândeam la 2. Adică 2 elevi într-o bancă. Păi și 2 ori Y. Că dacă sunt 5 bănci, ca să afli numărul elevilor din clasă... Dar până 2Y sunt 2 bănci, nu 2 elevi. X, numărul elevilor din clasă, este egal cu... Așa. X, numărul total de elevilor din clasă, este egal cu 2 în fiecare bancă, ori 2, Y, plus câte bănci libere? 10. 10 care rămân sunt picioare. Deci asta e prima relație. Deci X, numărul de elevi din clasă, este egal cu 2 Y. Adică îi așezăm câte 2 în bancă și rămân unde aduc locuri? 10. O primă relație. Dacă îi așezăm câte 4 într-o bancă, adică același număr de elevi, dacă îi așezăm câte 4 într-o bancă, deci X, rămân 5 bănci neocupate. X egal cu? Nu, întâi scriem numărul băncilor, ori câte rămân neocupate. Adică 4Y. Y minus 5, că 5 deci rămân goale. X-ul egal numărul băncilor. 4 ori Y minus 5. Da. 4 ori Y minus 5, cred. Da? Că cele 5 rămân goale. Deci de aceea din numărul total am scăzut cu 5, am mulțit cu 4, Daria, că sunt câte 4 și dau tot numărul total de copii. Da. Și acum, iată X-ul, de o parte și de alta. Deci înseamnă egalitatea astor două. Păi dacă X egal cu 2Y plus 10 și tot X egal cu 4Y. Și dacă tot X egal cu 4Y minus 20. Înseamnă că partea asta. Pot să le... Egalăm. Același X. Deci de aici înseamnă 2Y plus 10. Dacă 2Y plus 10 este egal cu 4Y minus 20. Deci mulțim 4Y minus 20. Păi scădem 10 din ambii membrii. Așa. Scădem, da. Și o să... Eu aș aduna, Daria. Dar e ce adunăm? A, pentru că... Mă deranjează 10. Adunăm 20, 10. Poate. Așa, adunăm 20. A, și o să am 2Y plus 30 este egal cu 4Y. Scădem un 2Y din ambii membrii. Din ambii membrii. Și atunci o să am că 2Y este egal cu 30. Y este egal cu 15. Adică Y fiind numărul băncilor. Sigur că da. Și atunci Y sunt 40. E mai ușor prin metoda asta. Mi se pare mai ușor. Calcul algebric. Mi se pare mai ușor decât pentru că acolo chiar e mai ușor. Da, pentru că aici vezi, am figurat, am dus raționamentul ăsta. Mi se pare puțin mai greu decât așa. Cei 20 de elevi, da? Că 10 aici când că 10 sunt minus 4, 5, 20. Îi repartizez câte 4. Raționamentul e mai dificil, nu? La partea aritmetică. Dar mă văzut, sunt 2 minute, Da. Alo. Bună seara. Păi eu sunt în timpul lecției acum, să intervenit exact când sunt în lecție. La prof online TV, dar de unde sunteți? De unde sunteți dumneavoastră? Da. Păi eu acum la prof online TV sunt în direct
fac la, am făcut lecția la clasa a patra, acum trec la clasa a șaptea. Să te întrebi, da, da, da. Este intrat pe Google, trastați pe Google, Prof. Online. Da? Păi și mai mult de atâta, ce vreți mai mult? Deci, este cel mai interesant lucru pe care puteți vedea. La ce clasă aveți băiatul? La clasa nouă. Asta e varianta care o putem găsi. Bine. La revedere. Da. Deci o să... Sinteze rapidă. Stați să vă fac frumoasă, da. Așa. Sinteza oare, da? Da. Sunt, fiindcă sunt două fișiere, lecția a fost pentru clasa a 5-a, nu? Da. Deci prima parte, clasa a 5-a. Și aici am făcut fracții. Da. Operații. Cu fracții, da. Și am făcut acel exercițiu cu aflarea lui X, aflarea termenului. Ordinea. Efectuării operațiilor. Efectuării. Parantezelor și a operațiilor, nu? Da. Da? La școală noi... Și a operațiilor. Am terminat cu fracțiile. Azi am terminat cu el. Adică cred că o să mai lucrăm puțin, că de azi am început aflarea unei fracții dintr-un număr, știți? Da, da, da. Așa, și cred că o să mai lucrăm puțin și am terminat cu ele. Deci fracții, operații cu fracții, ordinea vectoră, paranteză și a operațiilor. Apoi am făcut două fracții fiind egale produsul mezilor egal cu produsul extremelor, da? Da. Două fracții. Am făcut din acelea cum se numesc, alea care le adun și apoi le împarți la cât sunt. Da? Egale? Dacă și numai dacă produsul mezilor, profesor? Care? Acele fracții care le adun și apoi împarți media, la... Media aritmetică, da? Media aritmetică. Da? Produsul mezilor egal produsul extremelor. Apoi am mai făcut aici. Media aritmetică. Să zic și media geometrică. Așa. Și partea a doua, fișierul 2, a fost cu problema asta frumoasă, nu? Da. O singură problemă a făcut aici? Da, problema în metoda figurativă. Și calcul algebric. Calcul algebric. Punerea în ecuație. În ecuație a problemei. Gata. Gata? La revedere! La revedere!